Și ceea ce urmează vom proceda în felul următor. După ce vom mulțumim o rugăciune, care o să rog pe fratele Fedor Gros să vină să ne conducă, putem să facem și poza de grup. Și o să facem aici, în partea din față. Ceilalți elevi veți veni și vă veți așeza în spatele coriștilor și la mijloc vom fi profesorii și eventual pe trepte în sus se poate completa, se pot completa lucrurile care să fim cât mai operativi. Apoi vom comori jos la demisorul bisericii, unde urmează partea a doua sărbătorii noastre. Ne vom așeza la mese pe clase, așa cum a spus de partizați, o să vedeți. Ne așezăm la mese, nu o să începem să servim masa decât după ce are loc decertarea premiului, care nu va dura foarte mult. Și apoi vom trece la partea cealaltă cu servirea mesei. Haideți să ne ridicăm acum toți în picioarele, pe care trebuie să vină să mulțumim împreună Domnului. Și apoi ne mișcăm în zona asta.